Ținem foarte mult la sănătate. Ne urăm sănătate, ne rugăm pentru ea, însă nu facem suficient în prevenția uh, stărilor maladive sau în menținerea stării de sănătate. Pentru asta trebuie să fie, existe o supraveghere. Sunt mulți oameni care mor la muncă, care mor la datorie. Uh, din păcate, legislația muncii și legislația uh, sistemului de Protecție a sănătății pe angajaților este lacunară, este depășită, perimată. Respectiv sunt foarte multe elemente care țin de protecția la ingestia, expunerea substanțelor chimice toxice, în special axate pe Viața noastră industrială pe care am avut-o în anii trecuți și prea puțin detaliată vis-a-vis -vis de bolile secolului, bolile moderne, între care stresul, inactivitatea, lipsa de control a oamenilor care suferă de muncă excesivă, de condiții proaste, de poziții proaste la muncă, de luminositate insuficientă la muncă sunt. Sunt prea puține, și, în consecință, da, avem, avem nevoie să upgradăm puțin, să modificăm, să aducem la zi legislația muncii și a, a sănătății și a protecției sănătății muncitorilor. Fiindcă dacă până acum era riscant să muncești într-un mediu cu tolueni, într-un mediu cu substanțe cu sulfați, fosfați și așa mai departe, acum, din ce în ce mai mult, principalul factor, să spunem așa, periculos sau principalul pericol la muncă este excesul de muncă, stresul, lipsa de activitate fizică. Acestea trebuie să fie luate în considerare de noua, noua legislație a muncii, să fie urmărite efectele lor și, în consecință, prevenite. Din păcate, nu se face nimic în acest sens, absolut nimic în acest sens. Sunt situații, eu o spun ca manager de instituții, sunt situații și am avut și totdeauna mulți angajați și de fiecare dată m -am, m -am, am fost uimit de lacunele, lipsurile și formalul prin care medicina muncii evoluează încă în, și în zilele de astăzi. Respectiv, nu există o adevărată grijă. Pe pentru salariat, o adevărată grijă pentru sănătatea lui și nu există o responsabilitate în prevenția maladiilor ce pot apărea, maladii profesionale. Da, afecțiunile cardiovasculare, afecțiunile care sunt cauzate de stres, afecțiunile care sunt cauzate de lipsa de mișcare, de necesitatea de a uh, petrece ore în șir la birou, cu foarte stufoase documente, cu foarte uh, necesare și stufoase activități la calculator, toate astea perimează perimează, asta este cuvântul, detrimentează sănătatea noastră și este de luat în considerare acest lucru și constituie factori stresanți pentru organism. Nu vreau să insist, să mențin mesajul. Haideți să modificăm legislația muncii, să prevenim Efectele cauzate de stres, efectele cauzate de inactivitate fizică, efectele cauzate de oboseală nervoasă, dincolo de obosoarea neuromusculară, ceea care este de dorit pentru un organism care vrea să se mențină stare de sănătate.